Să rămână bună ziua, bună dimineața, ca în fiecare an și la fiecare mare sărbătoare creștină, atât la Crăciun cât și la Paște, organizația Partidului Național Liberal din Roman încearcă să vină și să aducă, dacă vreți, un strop de bunătate, de compasiune, de înțelegere și sprijin sub egida, așa cum am numit-o, această acțiune, cred că este de mai bine de 15 ani, să nu uităm nici când pe cei mai triști ca noi, cum spunea marele poet, și continuăm, iată, în preajma sărbătorilor pascale acestui an, această acțiune. Am dorit împreună cu colegii mei din biroul politic local al Partidului Național Liberal din municipiul Roman, să facem această activitate. Am asigurat o continuitate, pentru că să știți că o idee, în general, poate să-ți vină. O acțiune poți să o faci. Cel mai greu e de a asigura continuitatea. Să poți să ai mereu, mereu să încerci să asiguri acest lucru și eu nu mă rog decât la bunul Dumnezeu să fim sănătoși ca să putem să facem aceste lucruri an de an, sărbătoare de sărbătoare. Vreau să vă urez sănătate și bucurii, să aveți sărbători liniștite, cu pace și cu sănătate. Știți că Mântuitorul a venit între apostoli după răstignire și după înviere. N-a venit să zică vă dau, nu știu, bogăția mea o dau vouă, sau el a zis pacea mea o dau vouă, pacea mea o las vouă. Pacea și înțelegerea între noi trebuie să fie cea mai bună, pentru că acolo unei concordie și pace putem construi și ne putem ajuta unii pe alții. Bun. Atunci eu vă propun să începem acțiunea, ca să nu lungim, să fim pragmatici. Am să rog pe colega noastră, doamna inspector general ajunct, Dana Păiuș, să citească, să grifeze, dar unde am să vă rog frumos așa, când v-au auzit numele, să strigați tare prezent. Da? De ce? Ca să mergem repede. Așa dacă nu s-au încearcă să vină, dar n-a zis nimeni nimic, nu știm este, nu este. Corect? Prezent. Da, foarte bine. Muralul Ramona. Perciu Emilia. Ciocan Elena. Ciocan. Nu, mai departe. Ivanovici Elena. Ivanovici Elena. Vrei să stai tu acolo? Podaru Ana. Podaru Ana. Este, da? A spus prezent. Botez Violet. Da. Este puțin. Dinu Vasile. Rămâneți la sfârșit acolo, da? Da, da, da. Rămâne în acolo. Rămân aici. Da, merg. Marișca Vasilica. Sigur, Doamne, ajută să sărbător cu vina. Marișca Vasilica. Vasilica. Aici, Marișca. Eu, da. Da. Da, știu, a început piciorul. Da, piciorul. Da, da. Bobo și Liner. Da, Liner. Isciuc Maria, prezentă. Damian Elena. Isciuc Maria. Damian Elena. Damian Elena. Răzulescu Elena. Aici. Răzulescu Elena. Părtășel Ion. Părtășel Ion. V-am rugat frumos să strigați prezent. Prezent. Așa. Dumitrescu Maria. Da. Aici. A zis că nu-i bună. Puteți să ne atare. Srăjdeanu Dorina. Doamne. Mulțumesc. Încet.
Cine e acum? Da? Codreanu Nela. Drăghiceanu Ecaterina. Drăghiceanu Ecaterina. Drăghiceanu Ecaterina. Zlătarul Cristian. Zlătarul Cristian. Manolache Eugenia. Manolache Eugenia. Veni, veni mă înapoi să facem treburi bune. Doamne, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Ce să iasă? Marco Maria. Da. Mița Maria. Da. Doamne, ajută. Doamne, ajută. Mița Maria. Dascălu Angelica. Dărăbane Elena. Lester Constantin. Hai. Lester Constantin. Nedelcu Ana Maria. Doamne ajută. Rizon Gabriela. Rusu Anica. Gabrielescu Vasile. Gabrielescu Vasile. Leorț Mariana. Leorț Mariana. Lupescu Elena. Zuca Romeo. Sărbători fericite. Doamne ajută. Tarabani Lina. Ardeleanu Lucreția. Ardeleanu Lucreția. Sighetă Marius. Sighetă Marius. Doamne. Da? Dascălu Victor. Sărbători fericite. Acum. Dascălu Cicio. Asta întâi. Da. Sănătate, sărbători cu bine. Sărbători Victor. Strugaru Victor. Da, vă așteptăm. Lupeș Gheorghe. Prime v-am găsit. Doamne, multă sănătate și bucurie. Doamne. A venit Iliana. Leacu Elena. Timoftea Alina. Murghiș Margareta. Imbrișcă Irina. Saiu Elena. Vicol Mirela. Vicol Mirela. Mulțumesc frumos. Marco Bei Neculai.
Dăm slavă lui Dumnezeu că și în acest an am reușit să ne organizăm și împreună cu biroul politic local al Partidului Național Liberal, a unor colegi care chiar au dorit să se implice mai mult decât în alți ani, am reușit să facem peste 100 de pachete cu diverse produse, pentru ca, așa cum am spus noi aceste acțiuni, să nu-i uităm nici când pe cei mai triști ca noi, să poată să aibă pe masa de sărbători ceva în plus, ceva care să le împlinească și din punct de vedere material. Pentru că, probabil, spiritual, fiecare se îndestulează după energia și după credința pe care o are. Acolo nu putem noi interveni, dar aici, unde putem aduce un zâmbet pe fața omului pentru un gest pe care îl facem de mai bine de 15 ani, la fiecare sărbătoare a Crăciunului și la fiecare sărbătoare pascală, credem că e o faptă bună de la oameni buni pentru oameni buni. Și vom continua acest lucru atâta timp cât vom exista, vom fi sănătoși, pentru că coeziunea, aderența la problemele, necazurile, nevoile unora, ne face întotdeauna mai umani, ne face întotdeauna mai buni, iar acest lucru ne aduce un plus de liniște, un plus de lumină, un plus de binecuvântare. O facem doar în credința că a sprijini pe aproapele nostru este deja din legile lăsate de Mântuitor pe pământ. Și împlinim acest lucru căutând ca pe lângă greșelile pe care le facem să venim cu fapte bune, să aducem, așa cum am spus, un strop de fericire în inima celor pe care, iată, astăzi i-am întâlnit și cărora le-am strâns mâinile și le-am urat sărbători fericite. Mulțumesc așadar întregii echipe a biroului politic local al Partidului Național Liberal și sunt eu convins că această activitate pe care o facem ne dă și o îmbălsămare sufletească cu bunătate și cu lumină. Sănătate, pace și împliniri tuturor celor care se pregătesc să primească Sfânta Sărbătoare a Paștelui în lumină și binecuvântare, iar celor care deja au avut sărbătorile pascale, să-L păstreze pe Iisus în inimă și suflet, să se bucure de cei dragi și împreună cu toții să avem parte de sănătate, de pace și de împliniri. Doamne ajută și să avem cu toții sărbători binecuvântate. Dumnezeu să binecuvânteze Romanul și pe Romașcani.